Unchiule, te mai ascunzi ceva? Nu se ascund nimic. Și atunci, ce caută mașinuța mea roșie? Lamborghini Adventure cu motor de V12 și cu boost. Și cu boost de la 700 la 900 cai putere, ediție limitată, la tine în buzunar? N-ai zis că mi-o dai mie? Unchiule, cum te spun eu? Și tu ai spus că te lași de fumat. De unde știi tu că am spus că mă las de fumat? Am un spion în casă la tine. Lacrime. O generație mai încolo. Cenușa. Mama lui bunicul. Mai încoace. Mașinuța. Hoțule. Trâciosule. Adultule. Gata, gata. Adultule. Mă dori cap. Mai nebunit, gata. Stai. Wow. Dezacord morfo-funcțional. Opresiv, compulsiv, de origine psihogenetică. Localizare hipotalamus. Mină terminală față dorsală. Față dorsală. Hai, lasă. Ridică-te. Așează-te pe canapea. Invers. Cu fața în sus. Cu fața în sus. Ia zi. Ce te frământă? Mă strâng pantofi. Nu te descălța. Soacră mea. Deci care e problema? Mă, tușă ta. Zici că la masă clefăi ca un porc. Aveți porc în casă? Da. Și clefăie? Nu clefăie, că e mort. E în congelator. E în congelator. Și altceva ce mai zice? Oricum nu zice, zice că mă por ca un copil. Așa zic toate femeile. Și te strigă la masă de mai multe ori? De unde știi? Te întreabă dacă ai fost farfuria în chiuvetă? De unde știi? Te întreabă dacă ai făcut duș înainte de culcare și dacă te-ai spălat pe dinți? Da. De unde știi? Fantastic. Exact ca mama. Mama mea? Bunica? Na. Și tu îți găsești vreo vină în toată povestea asta? Da. Vina mea e că nu mănânc numai la restaurant. Foarte bună. Hai să fim serioși. Asta e o problemă de comunicare. Corect? Corect. Corect. Am întrebare. Știi unde sunt pantofii mei?
așa zice, dar tu știi că azi e ziua mea de naștere? Ce legătură de da? Tu primești ziua ei de naștere. Eu am întrebat-o pe mama dacă avem piept de pui la masă. Și ea mi-a spus că s-am o surioară. Ce legătură are pieptul meu de pui cu surioara lui mama? Și... și pe urmă a început să plângă? Exact. Dar sper că nu ai întrebat-o de ce. Ba da. Și mi-a zis să nu vorbesc cu gura plină. Tipic. Și tu ce ai răspuns? Nimic, aveam gura plină. Și atunci și... ea mi-a zis, faci ce vrei. Faci ce vrei. Când îți spune să faci ce vrei, trebuie să faci ce vrei. Acum știu. Și în continuare, ce s-a întâmplat? Ai nevă? Și ai spus să țipe? Da, să țipe. Și eu i-am zis ceva ca să o liniștesc. Și ea ce-a răspuns? A zis... Cred că n-a înțeles ce i-am spus. Ba da, a înțeles foarte bine ce i-ai spus. Dar ți-a mai dat o șansă pentru a schimba ce ai spus. Ai las. Și după aia ți-a spus, treci în pat imediat. De unde știi? Exact ca la mine. Și? Și a zis că n-am chef. Și atunci i-a zis din nou. Și te-ai băgat în pat. Ei, nemulțumită, mulțumită, căsnicie, fericită. Da, știu. Mamă mulțumită, copilărie fericită. De urmă mi-a zis că trebuie să stăm de vorbă. Și a intrat în panică. Da. De unde știi? Consultația s-a terminat. Asta, asta e trei sute de lei. Uite, nimic. Hai, cum să te-au 300 de lei? Dar atunci asta o să ajungă la mama, mătușa și bunica. Aveam bani. Mă duc. Nu. Mă duc. Nu. Păi asta nu poți să-i rup. Să-mi dai restul. Nu. Da.